Pe fondul jocurilor geopolitice și economice din ultima vreme, prețul grâului a înregistrat o creștere considerabilă în cursul ultimei săptămâni, ajungând ieri la un nivel de 330 de euro pe tonă în portul Constanța. Problema este, conform declarațiilor făcute de Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri, că piața românească este foarte distorsionată. Imediat în jurnal urmăriți un fragment din dialogul său cu realizatorul emisiunii Agricultura, o șansă pentru România, Constantin Rudnitski. Astăzi, portul Constanța, și spunem lucrurile astea că e bine să fie știute, nota și cota grâul de panificație la un nivel de 327, poate 330 de euro pe tonă. Ca să vedem cu cât a crescut, săptămâna trecută era în jurul valorii de 315 euro pe tonă. Deci avem un salt de aproape 15 euro pe tonă. E destul de mult pentru această piață. Da, acest preț crescut include și cerealele care vin din Ucraina sau acolo rămâne într-o zonă? Vedeți dumneavoastră, acolo este o zonă, este o zonă în care marfa este discountată. O spun și o repet. Uh-huh. Marfa ucraineană, și vorbim de grâu acum, condițiile, vorbim de grâu, se oferă în cele trei porturi care compun coridorul verde, grâul, se oferă la un nivel de 290 de dolari pe tonă în FOB. Cu alte cuvinte, avem discount foarte mare. Și să nu creadă cineva cum că fermierii ucraineni sunt beneficiari. Nu sunt beneficiari. Ei primesc în continuare aceleși prețuri mici și discountate, pentru că proprietarii terminalelor celor trei porturi vor să facă profit. Și dacă vă dau un exemplu, veți vedea ce profituri se fac acolo. Marfa se vinde în CPT, aceste porturi, Odessa, Iuznii și Cernomorsk, porumbul, la valoare de 190 de dolari pe tonă, iar el este oferit în condiția FOB la valoare de 250 de dolari pe tonă. Deci, practic, un proprietar de terminal din aceste trei porturi contabilizează 60 de dolari pe tonă în contul său, pentru orice marfă care trece pe acolo, pentru că e aglomerație mare, toată lumea vrea să iasă. Toată lumea vrea să iasă cât mai facil. Acum, știți cum e, alagher cum alagher. Problema este că, într-adevăr, piața noastră este foarte distorsionată. Și vreau să atingem acest subiect și să spunem lucrurilor corect pe nume. Vă rog și te rog. Fermierii noștri au o mare problemă și problema asta persistă și nimeni, să spunem, nu ia o acțiune coerentă, o acțiune conjugată în a vedea ce putem face în mod efectiv. Pentru că dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la Floarea Soarelui, în ultima săptămână și jumătate vedem o cădere dramatică de preț, de cel puțin 80, dacă nu chiar 100 de dolari pe tonă. E adevărat că totul se cuplează cu uleiul de soia, cu uleiul de palmier, dar și faptul că ție-ți vine și tranzitează marfa ucraineană prin România la un discount foarte mare, pentru că Uniunea Europeană a dat un semnal foarte clar. Noi nu ne putem baza pe acele porturi la nesfârșit. Deci nu este predictibilă, da, sursa. Ce putem face? Simplu, traversați cu semințe de Floarea Soarelui în România și în Bulgaria, le procesați acolo și trimiteți uleiul brut în Uniune. Cu alte cuvinte, aici vine marfa discountată, procesatorii români, firește, români, îi spunem că sunt filiale românești ale unor companii multinaționale, o procesează, logic. Ar avea capacitatea de procesare? Există capacitatea de procesare, însă să știți că îi lovește foarte rău acum costul procesării, și anume gazul. Foarte rău îi lovește. Da. Pentru că intră pe un calcul de, să spunem, de procesare negativ. De circa 30-35 de dolari pe tonă. Iar lucrul ăsta se duce odată în prețul mărfii, scade prețul mărfii și apoi mai are un lucru subsecvent. Cumpărătorii sunt foarte puțini în această perioadă.